Bine am revenit. Să sperăm că mai vin și celălalt Dumnezeu de la mandat până atunci. Să începem cu prezentarea lui Nicola, sără 2. Chief Marketing Officer la IR Anchor. Bun. Lăsăm pe el să ne povestească partea despre SEO pentru tematica de astăzi. Am văzut că foarte multe prezentări au fost pe conținut și să vorbesc multe despre conținut. Eu am pus detalii tehnice în programarea mea. Imediat. Câți dintre voi aveți propriul business, în primul rând, mă interesa? Bun, perfect. Deci o să fie relevantă prezentarea. Imediat. Și câți dintre voi lucrați în SEO? Și ador partea tehnică, pentru că mă ținut de noastră. Înțelegeți, am văzut detalii. Să vă zic puțin despre mine. Sunt Chief Marketing la IR Anchor, este un instrument de audit SEO online. Mai lucrez în paralel la 3 proiecte, toate axate pe SEO și bineînțeles în seara asta am ales să vorbesc despre local SEO. O să vorbesc, o să vă prezint local SEO, iar pe urmă o să vă trec ușor prin pașii acestui proces. Prima întrebare pe care o am, de ce SEO? Pentru că SEO vă ajută să aveți o poziționare mai bună pe motoarele de căutare, în principiu un business revenue mai mare. Acum, de ce local SEO? Pentru că local SEO vă ajută să aveți o poziționare mai bună în Google, unde doriți voi. Și bun, rezultatele Google sunt diferite în funcție de locația utilizatorului. După cum puteți vedea aici, un user în Brașov nu primește aceleași rezultate ca un user în București. Iar scopul local SEO este o poziționare în Google mai bună prin transmiterea de semnale locale on-site, off-site și social media. Dar până să trecem să vorbim despre on-site, off-site și social media, ar trebui să ne stabilim niște obiective clare și să le găsim și soluții. Bun. Obiective. Creșterea numărului de clienți online. Rezultate rapide, în maxim 3 luni. Ceea ce este puțin o poveste în fel de pas. Cost lunar limitat. Neasumarea de riscuri pe termen lung și mediu. Transparența serviciilor SEO accesate, măsurarea rezultatelor obținute și un return of investment și un cost per acquisition bine determinate. Care sunt soluțiile? Crearea unei strategii SEO customizate, implementarea eficientă a factorii și focusarea pe factorii SEO cu impact maxim, respectarea sugestiilor Google și vă sugerez să citiți Webmaster Guidelines, stabilirea de KPI-uri și raportarea periodică a rezultatelor obținute. Bun, și acum haideți să trecem puțin prin pace procesului de local SEO. Identificarea problemelor moștenite de site, dacă site-ul a fost penalizat anterior sau nu. Identificarea audienței targetate și stabilirea teritoriilor. Trebuie să știți foarte clar ce cuvinte cheie vreți să targetați și în ce locație. Identificarea cuvintelor cheie. Analiza concurenței. Un audit de poziționare în Google, care este foarte important, mai ales la începutul campaniei de SEO. Implementarea strategiei on-site. Integrarea cu social media. Aici s-ar putea să mă ajuns cu mai mult. Și optimizarea off-site. Bun. Haideți să trecem prin primul pas. Identificarea problemelor moștenite de site. Verificați în Google Console, web console se numește mai nou, dacă aveți mesaje de eroare. Vedeți dacă aveți probleme de indexare în Google, dacă aveți Sitemap-ul, care este un fișier care vă ajută să
ajută modelele de căutare să găsească link-urile website-ului mai repede și să le indexeze. Și dacă aveți Robostăliste, care este un program care vă ajută să vă protejați anumite pagini ale site-ului. Facem un audit de backlink-uri. Conținutul site-ului trebuie să fie unic. Verificați foarte bine asta și dacă e unic, verificați și ortografia. E foarte important. Prezența pe primele poziții în Google Maps, dar lipsa din Webspec. Asta vă ajută să vedeți dacă ați fost penalizat sau nu. Dacă apareți în Google Maps în poziții, dar când faceți un search query, un cuvânt cheie pe care îl targetați și nu apăreți în Webspec, înseamnă că ați fost penalizați. Verificați de ce. Validarea W3C, erorile de cod ale site-ului. Bun, trecem la următorul pas. Identificarea audienței targetate și stabilirea teritoriilor. Există două tipuri de rezultate pe care Google le dă. Sunt cele generice și cele locale. Bun. Prezența fizică cu posibilitatea de verificare a adresei prin Google Maps. După ce vă faceți contul de Google My Business, care e foarte important pentru local SEO, Google-ul vă va trimite prin poștă un plic cu codul unic, iar după ce primiți codul trebuie să îl băgați pe site să validați adresa. Iar foarte important, să fiți sigur că ați ales industria corectă. Vă pun, vedeți și aici, Mindstorm. Bun. Identificarea cuvintelor cheie și analizei concurențe. Aici era partea cu cuvintele cheie generice sau locale. Dacă rezultatele sunt aceleași în mai multe orașe, se recomandă o strategie de tip generic SEO. Se face asta printr-o analiză de tip on-site a site-ului și, pe urmă, implementarea factorilor care lipsesc, plus backlink-uri. Dacă rezultatele sunt diferite în funcție de oraș, se recomandă o abordare de tip local SEO și se face o analiză de tip on-site și implementarea factorilor care lipsesc, plus surse de citații noi și review-uri, share-uri pe canalele sociale. Care dintre voi știți ce e o citație, în primul rând? Nimeni. Dar de backlink-uri ați auzit? Da. Bun. Citațiile local SEO sunt backlink-uri. Practic, NAP-ul, Name, Address and Phone, pe care îl aveți pe site, puteți să-l puneți și pe alte site-uri relevante industriei, iar Google-ul le va considera ca backlink-uri și va trimite autoritatea dinspre site-urile respective către site-ul vostru. Deci în locul SEO se folosesc citațiile, în generic SEO se folosesc backlink-uri. Bun. Asta nu înseamnă că un website nu poate avea o strategie mixtă. Se pot folosi pentru cuvinte cheie și local și generic SEO pentru același website. Bun. Audit de poziționare în Google. După cum vedeți în exemplul ăsta, Jerry's Pizza, pentru următoarele cuvinte cheie, are o poziție diferită în funcție de oraș. Care sunt beneficiile acestui audit? În primul rând, urmărirea în timp a rezultatelor campaniei SEO și folosirea ca și KPI, alegerea cuvintelor cheie pentru campania SEO, alocarea de resurse pe locațiile unde poziția site-ului trebuie îmbunătățită și poate fi îmbunătățită, optimizarea landing page-urilor cu click-through rate mare, identificarea penalizărilor Google ca anumite cuvinte cheie. Dacă în acest audit site-ul apare pe o anumită poziție azi, dar mâine va fi scos, nu mai apare deloc, înseamnă că a fost penalizat pe Google pentru un anumit motiv. Auditul ăsta vă ajută să descoperiți mai repede dacă a fost penalizat sau nu și implicit rezolvați mai repede problema. Strategia on-site, analiză și implementare. Aici am pus o serie de factori care sunt importanți pentru SEO în general. URL-ul și titlul, dacă se poate, ar trebui să conțină un cuvânt cheie, probabil cel mai important cuvânt cheie pe care îl targetați,
metadescrierea este descrierea care apare sub URL-ul site-ului vostru în, în rezultatele Google și aceea trebuie să aibă în jur de 160 de caractere. Google spune să ai între 70 și 100 de caractere. Cel peste 70 e prea mic, cel peste 160 deja apare cu puncte. Și ar trebui să fie cât mai relevant. Datele de contact, astea, name, adres and phone number, ar trebui să aibă date structurate. Limbaj făcut de Google, Bing și acum împreună să le spună web developerilor cum să facă site-uri mai bune. Pe lângă astea, unele din cele mai importante, unii din cei mai importanti factori sunt speed score-ul, viteza de încărcare a site-ului, cu cât e mai mare, cu atât e mai bună. Și foarte important de curând, Google va penaliza toate site-urile care nu sunt mobile friendly, care nu se văd bine pe... Vreau să întreb legat de problema asta. Cele responsive sunt considerate mobile pentru Google, pentru că au fost discuții pe tema asta și mulți... Din câte știu, responsive, da. Se vadă bine. Se vadă bine. Da. Ok. Bun. Am pus și o poză de cod. Dacă vreți să citiți mai multe, ăsta e link-ul care să vă ajute cu strategia on site. Integrarea cu social media. Cel mai important profil de social media este Google My Business. În trecut Google Local Page sau Google Places sau cum mai era anumit. Un widget pe site-ul vostru care să ajute lumea să dea plusuri la pagină ar fi indicat. Publishership, codul de publishership să fie băgat în codul site-ului. Va trimite Google-ului semnale locale. Link spre site din Google Plus. Să alegeți categoria corectă și să aveți consecvență în datele NAV. A doua, Facebook Local Business. O pagină de business pe Facebook. Aici o descriere optimizată local, imagini sugestive și link către site. Același lucru puteți să-l faceți și pentru următoarele profile de social media. Twitter, LinkedIn, Pinterest și Instagram. Sunt backlink-uri foarte bune pe care puteți să le luați de la niște surse credibile. Bun, acțiuni. Adăugarea datelor de contact și a linkului paginii în fiecare profil social media. Fiecare cuvânt cheie să aibă un landing page, iar conținutul acestuia să fie unicat. Conținutul nou, care să conțină cuvintele, ar trebui să conțină o densitate de cuvinte cheie pe care le targetați și eventual să puneți și numele locației targetate în el. Inserarea linkurilor în postare, solicitarea de review-uri și de share-uri, și o abordare proactivă pentru îmbunătățirea calificativelor acordate. Am întrebat. Da. Social media se folosesc link-uri generate de Google-ul referită. Aia sunt mai pentru SEO sau am jurat? Nu are treabă. Link-ul paginii pe care ajung userii ar trebui să fie optimizat și URL friendly. Dar când îl postez pe social media, dacă poți să și un link pe la imagine. Nu contează, vede la fel. Da, da. Bun. Optimizarea off-site. Analizați ce backlink-uri are website-ul, iar pentru cele care nu sunt considerate bune pentru Google, folosiți instrumentul Disavow de la Webmaster Tools. Descoperiți site-uri pe care puteți să puneți backlink-uri noi. O analiză completă a competitorilor. Vedeți ce site-uri apar pentru cuvintele cheie pe care le targetați și vedeți pe urmă unde au ei citații și unde au ei backlink-uri. S-ar putea să aibă backlink-uri și citații pe site-uri relevante care au un page rank foarte mare, chiar dacă page rank-ul nu mai contează acum. Și ar putea să vă ajute la SEO. Identificarea surselor de citații și crearea de citații noi și optimizarea canalului de YouTube. La YouTube, la fiecare filmuleț pe care îl puneți, puteți să puneți un link nou către o pagină din site. Dacă link-urile le
fascist. Citațiile cum? Eu folosesc georanker pentru asta. În primul rând, are un proces de reverse engineering, așa se numește. Întâi îi pui cuvintele cheie, îi alegi locațiile pe care le targetezi și el întâi caută competitorii, vede ce website-uri apar pentru cuvintele la cheie, după care le ia NAP-ul, Name, Address and Phone, și descoperă pe ce site-uri au pus citații. Deci asta face jura în care eu pot să-l folosesc. Și poți da exemplu de surse unde poți pune citații pentru Bing din București? Păi depinde ce de sens. Trebuie să fie relevant. Și bine, factorul dacă te exemplu. Toate site-urile care se ocupă de bine. Dacă poți să găsești bloguri, forumuri, și cine le vor pus în o formă structurată sau pur și simplu doar de preferat e să ai o consistență în ceea ce pui, mereu să pui, dacă ai pus pe site numele business-ului, adresa și numărul de telefon, mereu să pui aia peste tot. Și dacă e schimb, eu ca o carte de vizită omul pe care o pui eu. Iar acum, pe final, să vorbesc puțin de e-banker. Anul trecut am făcut o analiză mai complexă a peste 10.000 de site-uri, să vedem care dintre ele apar pe primele poziții în Google și de ce apar. Iar din urma acestei analize am descoperit o serie de factori pe care le-am grupat în local SEO, on-site SEO și off-site SEO. Raportul a dat ceva de genul ăsta, dar e mult mai mare. N-am putut eu să fac o poză clară a lui. Dacă doriți să ne uităm, să facem o analiză rapidă a site-ului vostru, ne putem ocupa după ce termin eu. Dacă nu găsiți pe irenker.com, e gratis, puteți să-l folosiți când doriți. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări, să tradiția noastră după eveniment. Pentru, cum am zis eu, de acele mici premii, aș vrea să încep să le fac o dată aici. Mulțumesc! Așa am văzut noi. O dată aici. Mulțumim, Sorin. Să înțeleg că o lăsăm la a fost să o fie bun. Perfect. Cam aceasta a fost seara noastră. Vă mulțumim din nou și vă așteptăm și în decembrie. Urmăriți-ne pe orice pagină, orice grup. Suntem acolo și dacă aveți idei de ce teme putem să aducem în 2016, scrieți-ne. Noi o să ne gândim deja la program și sperăm că o să vi se pare interesante. Pe ce dată? În decembrie va fi
10? 11, undeva la mijloc. 10. Scuze, o să mă uit. Bun. Apropo, numele meu este Alina Cetăpân, dacă mai aveți... Mulțumesc! Dacă mai aveți întrebări, am o găsit pe Facebook sau LinkedIn sau unde vreți. Gata! Mulțumim mult! Mulțumim! Gata, faină!